Sper că doamnele au spus lucruri bune despre el, pentru că nu am spus nicio lucruri. Delighted to be here in Romania. Had a wonderful time the couple of days that I've been here, and I've met so many readers and bloggers, and yesterday a professor of literature, so it's been a great treat for me. Stai în contact să fie în România. A petrecut două zile minunate aici, alături de bloggerii pe care i-am întâlnit și la sarea de la Brașov pe care a ajuns pe el. I'd like, if I may, to say a few words about the books. Because of the questions which I've been asked in interviews recently, I may have an idea about the things that you want to know. Vreau să ne spună câteva cuvinte despre cărțile lui, date fiind întrebările pe care le-a primit în ultimele zile privitoare la cărțile lui. Cred că și-a făcut un bel destul de bun despre lucrurile pe care vor să le aducă despre aceste cărți. So let me start with this one, which is a fairy tale for adults. It's a love story. It's sprinkled with magic. A fost odată ca niciodată, este un basc pentru adulți, este o poveste de iubire, este o carte plină de magie. And it began when I woke up from a dream one day and I had an idea which I thought would make a good short story of 6 or 10 pages. M-am trezit într-o dimineață și am după ce am avut un vis cu subiectul unei povești care am crezut că va fi o minunată proză scurtă de 6-7 pagini. And I sat down on the train to go to work and I began to write in my notebook, and after 18 months there was a whole book. În tren, în drumul spre serviciu, am început să scriu și după 18 luni am descoperit că am o carte întreagă. So then there began the long process of trying to get published, which took me 2 years, and I nearly gave up. Pe urmă a început procesul încercărilor de a găsi un editor care să publice cartea. Am fost aproape să renunț, pentru că procesul a durat aproape 2 ani de zile. But I was very lucky, and the book is now printed in more than 20 languages and out in 30 countries around the world, and it's taken me to wonderful places like this to meet wonderful people like you. Până la urmă am avut noroc. Astăzi cărțile mele sunt traduse în mai bine de 20 de limbi, în peste 30 de țări din lume. Multe dintre acestea am fost și m-am bucurat să fiu alături de oameni, așa cum mă bucur și de data aceasta. And then there came a second book, which is not yet printed in Romania. Maybe Visa will print it soon. Am scris apoi o altă carte care deocamdată nu este tradusă în limba română, dar sper să fie tradusă în cuvânt. Which is very different, and I seem to have a reputation for writing